M-aș întoarce acum la ce spuneai tu ceva mai devreme, la tot despre experiența de la Timișoara U17. Cât timp ai pregătit acea echipă? Ce n-a funcționat mai exact, dacă poți să ne povestești un pic mai în detaliu? Care a fost, practic, primul tău impact cu ce înseamnă meseria asta de antrenor? Nu mi-ar plăcea să povestesc haos. Și aș vrea să văd și părțile bune. Că nu... A fost... Eu am prins și o schimbare de genul în care Costel Pantelimon nu mă știa dacă va mai rămâne. Și n-a mai rămas. N-a mai rămas până la urmă, pentru că acolo e foarte complicat și întortocheat totul. Și nu știu, dacă aș povesti pe scurt, aș omite niște chestii și n-ar fi corect față de alte chestii. Și avem timp să povestim și durerea. Da, dar... Da, sunt probleme, orașul ăla nu se ajută el pe el, în primul rând, oamenii sunt destul de dificili acolo și din punctul meu de vedere nu că nu se poate, nu se vrea, e simplă treaba, nu se vrea și cu asta, sunt alte... Adică spui că autoritățile locale nu se implică în... Nu numai autoritățile locale, oamenii sunt de așa natură în care acolo comunitatea nu e comunitate, acolo nu ne ajutăm noi între noi, acolo... pe care mușcă mai tare. Deci cam asta e ideea, ca să fac un rezumat. Acum pentru tine ce urmează? Ți-ai propus un anumit plan? Știi că sunt întrebările clasice, unde te vezi peste 6 luni, un an, 5 ani? Pentru mine acum urmează să termin licențele, dar în timpul ăsta să iau o grupă de elită, mă interesează, în care să îi învăț cam ce necesită să câștigi un campionat, mă rog, în cazul lor, elita să termine pe primul loc. Pentru că și la Timișoara l-am spus, bă, băieți, pe ce loc ați terminat? Pe 9. Pentru locul 9 trebuie să vii de două ori pe săptămână să te antrenezi. Pentru locul 1 trebuie să faci altceva. Ce alții nu pot să facă sau nu vor să facă. Sunt chestii, deci harta e simplă. Nu toată lumea o să o ia, o să uite, păi e simplu. Păi nu e simplu, că te trezești peste 2, 3, 4, 5 săptămâni că nu mai vrei să faci ceva. Tocmai de aia nu toată lumea poate să ajungă fotbalist, nu toată lumea poate să... Nu merge așa. Raul, a jucat o perioadă bună împreună, te gândeai că Lato va deveni antrenor? Dacă mă întrebai acum 10 ani, probabil că nu. Dar lucrurile se schimbă. Noi am jucat o perioadă împreună, o perioadă foarte mare. Am fost în străinătate și am locuit în același oraș, la echipe diferite. Dar la momentul ăsta este ceea ce își dorește el. Își dorește să devină antrenor și asta e un lucru bun, pentru că are un obiectiv. Își dorește să progreseze, să învețe. Nu pot decât să-i urez succes. Ce tip de antrenor ai vrea să devii? Dan Petrescu. 5 campionate la rând și așa mai departe. Tipul Dan Petrescu, exigent? Sau un antrenor mai permisiv? Păi eu nu l-am prins pe Dan Petrescu la Urziceni, el poate să fie, dar mie nu mi s-a părut exigent la CFR Cluj. Nu ți s-a părut exigent? Nu. Pe lângă ce alți antrenori am prins... O să ajungem și la antrenori din cariera ta ceva mai târziu. Da, nu... Bineînțeles că am venit și la o vârstă în care nu mai putea să mă surprindă. Ce mai putea să mă surprindă? Am dat de atâtea antrenori, atâtea caractere diferite, cu metode diferite, stiluri diferite. Și vorbim de aici de antrenamente psihologice, tot acâmul. Deci nu știu ce putea să mă surprindă. Aici era vorba doar de dacă reușea să-mi dea și mie plăcere și să pot eu să mă adaptez la el. Că până la urmă, asta e ideea, la jucători. Că am mai auzit jucători, a venit ăsta, nu mă bagă sau... El are 25 la dispoziție, tu trebuie să te adaptezi după el. Mai poți? Vrei? Unii pot, alții nu pot și de-aia se schimbă. Deci, ce antrenor ai vrea să devii? Ce caracteristici crezi tu că o să aibă antrenorul la Torevic în 5 ani, să spunem? Bă, ideal ar trebui eu să mă modelez eu la ce găsesc, ceea ce la Timișoara nu am reușit. Că până la urmă, urme și când am plecat, m-am stat și m-am gândit. Ok, probleme sunt și peste tot. De ce n-am rămas să văd cum reușesc să rezolv problemele alea? Sau dacă pot, sau pot să le fac față. Adică nu numai
Și eu am o parte de vină că am plecat, deci nu e numai cealaltă parte. Când ne apucăm de ceva, de orice, de obicei avem un țel. Vreau să ajung acolo într-un anumit interval de timp. Visul tău cel mai mare, care e în partea asta de antrenor? În partea asta de antrenor? Păi eu și o chestie să-mi demonstrez eu mie că la cum văd eu fotbalul și cum îl gândesc și percepția mea și ce trebuie să facă jucătorii, ce ține de organizare, de absolut tot, să demonstrez că, indiferent că unii consideră că e echipă slabă, să o iau, să o duc la un alt nivel.